Un grup de speologi care cerceta o peșteră cunoscută sub numele de Erotarde 1, în apropiere de orașul Ero, din provincia Navarra, nordul Spaniei, a descoperit un schelet uman complet. Rămășițele fuseseră așezate cu atenție și în mod deliberat pe spate, cu brațele încrucișate strâns pe abdomen. Scheletul a fost găsit la 200 de metri de intrarea în peșteră, lângă un pârâu subteran îngust, ceea ce înseamnă că cei care l-au dus acolo au depus eforturi mari pentru a transporta corpul. O gaură rotundă din mijlocul craniului scheletului sugera că acest individ a fost ucis violent și brusc de un proiectil de mare viteză sau de un obiect ascuțit rotund. Scheletul era complet și într-o stare bună de conservare. Exploratorii peșterii au făcut descoperirea uimitoare în noiembrie 2017 și au anunțat Direcția de Cultură a Guvernului Spaniol, care a și trimis experți la fața locului. Imediat, aceștia au realizat că privesc ceva extraordinar și au început cercetări extinse asupra ceea ce a fost denumit ca omul Loisu, după zona exactă unde se află peștera Erotarde 1. În ultimii 3 ani, arheologii și antropologii au studiat scheletul la fața locului, cercetând cu mare atenție și zona. S-a dovedit a fi cel mai vechi schelet intact găsit vreodată în nordul Spaniei sau oriunde în regiunea înconjurătoare. A fost datat în anul 9700 înainte de Hristos sau cu 11700 de ani în urmă. Asta înseamnă că defunctul, un tânăr ce avea până în 21 de ani, a trăit într-o perioadă specială. A fost o perioadă de profunde schimbări globale, care a marcat sfârșitul epocii Pleistocen și ultima epocă, glaciară, și începutul perioadei Holocen, care continuă și în zilele noastre. Cercetarea originilor și istoria personală a omului Loisu va intra într-o etapă nouă și interesantă. La jumătatea lunii martie 2021, rămășițele scheletice au fost luate în totalitate din peșteră, iar cercetătorii vor putea continua cercetarea lor aprofundată în condiții controlate de laborator. Scheletul va fi supus unei multitudini de teste genetice pentru a vedea dacă se poate determina de unde era omul, ce dietă avea și de ce boli ar fi putut suferi înainte să moară.